Bine ați revenit la cursul de optică. Înainte de a vorbi despre aparatele optice, trebuie să înțelegem câteva lucruri despre aberațiile optice ale lentilelor și oglinzilor. Aberațiile optice se referă la imaginile pe care le obținem cu ajutorul oglinzilor sau lentilelor și reprezintă abaterile acestor imagini de la imaginea corectă. Ele pot fi împărțite în două categorii, deși apar de obicei împreună, și anume avem aberații geometrice și aberații cromatice. Aberațiile geometrice se mai numește aberații monocromatice, pentru că apar și în lumină monocromatică, adică dacă folosim un filtru și folosim o singură culoare. Ele sunt aberația de sfericitate, astigmatismul, coma, distorsiunea și aberația de planeitate. Aberațiile cromatice apar din cauza fenomenului de dispersie a luminii, adică din cauza faptului că indicele de refracție depinde de culoarea luminii. Asta înseamnă că aberațiile monocromatice sau geometrice pot să apară atât la oglinzi cât și la lentile, dar aberațiile cromatice apar doar în cazul lentilelor, pentru că doar acolo avem un fenomen de refracție și intervine fenomenul de dispersie a luminii. Oglinzile sferice au aberații geometrice, deci, dar nu pot avea aberații cromatice, pentru că unghiul de reflexie nu depinde de culoarea luminii. Oglinzile nu produc dispersie. În schimb, lentilele pot avea, așa cum am spus, atât aberații geometrice cât și aberații cromatice, pentru că unghiul de refracție depinde de culoare. Și spre deosebire de oglinzi, lentilele produc dispersia luminii. Să notăm! Să vorbim întâi despre aberațiile geometrice sau, cum ni se mai spune, aberații monocromatice. Și întâi, aberația de sfericitate. Ea apare din cauza faptului că o suprafață sferică, fie că e folosită pentru a reflecta razele, fie că e folosită pentru a refracta razele de lumină, nu concentrează toate razele care vin paralel cu axa optică principală în același punct, în focar. Priviți acest desen. Vedeți o rază paralelă cu axa optică principală, notată cu 1, care se reflectă pe suprafața oglinzii și apoi intersectează axa optică principală în punctul F. Deci pentru raza 1, focarul este punctul F. Dar o altă rază, care vine și ea paralel cu axa optică principală, raza numărul 2, dar mai departe de axa optică principală, intersectează după reflexie axa optică principală în punctul F', ceea ce înseamnă că pentru raza notată cu 2, punctul F' este focarul. Deși, vă rog să observați că legea reflexiei a fost respectată pentru amândouă razele, adică măsura unghiului R1 este egală cu măsura unghiului I1 și de asemenea măsura unghiului R2 este egală cu măsura unghiului I2. Această aberație se produce și în cazul lentilelor. În aceste desene puteți vedea sus cum s-ar comporta o lentilă ideală, lipsită de aberația de sfericitate, și jos cum se comportă o lentilă în realitate. Observați că și la lentilă, poziția focarului depinde de distanța de la axa optică principală la razele pe care le luăm în considerare. Poate vă întrebați de ce ne deranjează acest lucru. O imagine este corectă dacă este stigmatică
Și o imagine este stigmatică dacă unui punct de pe obiect îi corespunde un punct pe imagine. Nu mai multe, nu o pată, nu linii, ci un punct. Iar aberația de sfericitate face ca unui punct de pe obiect să-i corespundă o pată pe imagine și din cauza asta imaginea devine neclară. Puteți compara o imagine bună, stigmatică, cu una care nu este stigmatică. Cel mai bine puteți observa diferența privind crengile copacilor. Această dependență a poziției focarului de distanța de la axa optică principală la raza incidentă se numește aberație de sfericitate, deoarece apare din cauza faptului că de obicei suprafețele oglinzilor și ale lentilelor sunt sferice, sunt calote sferice. Suprafața care ar concentra toate razele, indiferent de distanța la care vin ele de axa optică principală într-un punct, într-unul și același punct, are o altă formă. În cazul oglinzilor sferice, forma suprafeței care elimină aberația de sfericitate este cea parabolică. Numai că, așa cum veți vedea un pic mai încolo, apare un alt dezavantaj dacă folosim suprafețe parabolice. Observați cum în cazul formei parabolice, toate razele incidente care vin paralel cu axa optică principală se reflectă prin focar. În cazul lentilelor, e mai complicat. În acest desen puteți vedea o așa numită lentilă asferică, suprafața ei din stânga având forma necesară pentru eliminarea aberației de sfericitate. Dar asemenea lentile se folosesc foarte rar, pe de o parte pentru că sunt mult mai scumpe decât lentilele sferice și pe de altă parte pentru că de multe ori putem corecta mult mai ușor aberația de sfericitate și anume prin diafragmare. Diafragmarea este procedeul prin care acoperim o parte a oglinzii sau a lentilei, partea din margine, lăsând să intre lumina doar prin partea din mijloc, adică folosind un fascicul mai îngust, folosind doar raze de lumină care vin aproape de axa optică principală. În această animație puteți vedea modul de funcționare al unui mecanism de diafragmare folosit pentru camerele video sau aparatele de fotografiat. E vorba de un sistem de mai multe lame care se mișcă în așa fel încât lasă la mijloc o deschidere, o deschizătură mai mare sau mai mică numită apertură. Din păcate, diafragmarea are un preț. Dacă folosim doar o parte a suprafeței, scade luminozitatea. Deci diafragmarea se poate folosi doar dacă lumina este suficientă sau este chiar în exces. Trebuie să spun că diafragmarea mai are un efect foarte important și anume modifică profunzimea câmpului. Profunzimea câmpului, simplu spus, este distanța dintre obiectul cel mai aproape care se vede clar pe imagine și obiectul cel mai îndepărtat care încă se mai vede clar pe imagine. Cu cât apertura este mai mică, cu atât profunzimea sau adâncimea câmpului este mai mare. Deci dacă vrem profunzime mare, trebuie să folosim apertură mică. În aceste două fotografii puteți vedea diferența dintre o fotografie cu profunzime mică a câmpului și una cu profunzime mai mare. Efectul este obținut prin diafragmare. În a doua fotografie s-a folosit un orificiu mai mic prin care intră lumina în obiectiv și de aceea se pot vedea și lucruri care se găsesc mai departe, spre deosebire de prima fotografie. Dacă vă întrebați de ce nu este a doua fotografie mai întunecoasă, dacă s-a folosit un orificiu mai mic prin care intră lumina, deocamdată vă pot spune că nu este mai întunecoasă pentru că s-a folosit un timp de expunere mai lung. Dar despre astfel de aspecte voi vorbi în ultimul curs teoretic de optică geometrică, cel dedicat aparatelor optice.
Să vorbim pe scurt și despre celelalte aberații geometrice. Astigmatismul. El apare atunci în razele unui fascicul care se propagă într-un anumit plan, au un alt focar decât razele din același fascicul care se propagă în alt plan. De pildă, așa cum vedeți în acest desen, razele care se găsesc într-un plan vertical sunt concentrate în punctul S, dar razele care vin în planul orizontal sunt concentrate în punctul T. Din cauza astigmatismului, un punct apare în imagine ca două segmente de dreaptă, cu atât mai lungi cu cât aberația este mai puternică. Astigmatismul poate avea două cauze. Una este folosirea unor fascicule de lumină înclinate față de axa optică principală și alta este din cauza unor asimetrii ale elementelor unui sistem optic. În primul caz, astigmatismul se manifestă în imagine doar asupra părților depărtate de centru. În al doilea caz, aberația apare în toată imaginea. O altă aberație geometrică este coma. Această aberație face să apară o prelungire a punctelor, mai ales a celor luminoase, prelungire vizibilă mai ales în cazul surselor de lumină care apar într-o imagine, așa cum vedeți aici. Coma apare în cazul punctelor care nu se găsesc pe axa optică principală și efectul este cu atât mai puternic cu cât obiectele pe care vrem să le fotografiem sau filmăm se găsesc mai departe de axa optică principală. Deci, cu cât fasciculul de lumină care ajunge la sistemul optic face un unghi mai mare cu axa optică principală. Razele incidente de la marginea fasciculului se întâlnesc într-un punct diferit de cele din mijlocul fasciculului, așa cum vedeți în acest desen, în cazul unei lentile, și din această cauză imaginea unui punct arată așa cum vedeți. Apare o pată cu o coadă, de unde vine și numele acestei aberații. Aberația este foarte puternică în cazul oglinzilor parabolice pentru telescoape. Acesta este dezavantajul utilizării formei parabolice. Și ea poate fi corectată în mai multe feluri, în mai multe moduri. De pildă, în cazul oglinzilor de telescop se folosesc lentile corectoare, adică se asociază oglinzii respective o lentilă care dă imaginea finală și care corectează această aberație. În cazul lentilelor, coma se poate corecta folosind suprafețe de o formă specială. Distorsiunea este o deformare a imaginii care se manifestă prin faptul că liniile drepte nu apar drepte în imagine. Și aceasta poate duce la o imagine care pare curbată într-o dimensiune perpendiculară pe planul imaginii, pe planul focal. Cele mai frecvente și mai cunoscute distorsiuni sunt cele radiale, adică cele care prezintă o simetrie radială, o simetrie în jurul unui punct. Și cele mai cunoscute sunt cea numită butoi și cea numită pernă. În această imagine, vedeți în stânga imaginea corectă, nedeformată, la mijloc avem o distorsiune butoi și în dreapta o distorsiune pernă. Acest tip de distorsiune este foarte supărătoare în cazul imaginilor fețelor. Puteți să vă convingeți de acest lucru, vedeți aici o fotografie nedeformată, apoi o deformare de tip butoi și apoi o deformare de tip pernă. Astfel de distorsiuni apar de obicei în sistemele optice care apropie puternic, produc imagini ale unor obiecte foarte îndepărtate, deci în cazul teleobiectivelor. Și în zilele noastre, corecția distorsiunilor se face mai ales prin programe specializate, adică se face o corecție software. Avem apoi aberația de planeitate sau curbura câmpului. Aceasta constă în faptul că un obiect plan, perpendicular pe axa optică principală, nu poate fi obținut clar în imagine pe toată dimensiunea lui. Atunci când e clar centrul, nu sunt clare marginile, iar când sunt clare marginile, nu este clar centrul. Puteți vedea aici o fotografie în care centrul se vede clar,
avem un focus bun, dar marginile sunt neclare. Cu cât privim mai departe de centru, cu atât imaginea devine mai neclară. La cursul despre lentile am definit noțiunea de plan focal. Este planul în care se găsesc toate focarele secundare. Vedeți acest plan în desen. Aberația de planeitate apare din cauza faptului că, de fapt, focarele secundare nu sunt într-un plan, pe o suprafață plană, ci ele se găsesc pe o suprafață curbă, așa cum vedeți în acest desen. Corecția acestei aberații se face cu lentile speciale sau folosind, în cazul înregistrării electronice a imaginilor, folosind senzori cu suprafața curbă. Ca să terminăm cu aberațiile geometrice, vă mai spun că una dintre cauzele care duc la apariția lor este faptul că lentilele au o anumită grosime. Iar când am dedus formulele lentilelor, am pornit de la ideea că grosimea lor este neglijabilă față de celelalte dimensiuni. Dacă vă aduceți aminte, așa se și numea cursul lentile subțiri. Dar, repet, lentilele reale au o anumită grosime și aceasta este una dintre cauzele aberațiilor care apar în cazul lor. Să notăm! Și, în final, aberațiile cromatice. Ele apar, așa cum am spus, doar în cazul lentilelor, nu și în cazul oglinzilor, pentru că fenomenul de dispersie a luminii apare doar la refracție, nu apare la reflexie. Dispersia luminii, am arătat în cursul precedent, este variația indicelui de refracție cu frecvența luminii sau, dacă ne referim la senzația luminoasă, odată cu culoarea luminii. Și această variație face ca, așa cum vedeți în desen, pentru unul și același unghi de incidență, unghiul de refracție să fie diferit pentru culori diferite. Și în cazul lentilelor, acest lucru înseamnă că fiecare culoare va avea focarul ei. Focarul albastru este cel mai aproape de lentilă, așa cum vedeți în desen, în timp ce focarul roșu este cel mai departe. Aberația cromatică face ca punctele și liniile, marginile obiectelor care apar într-o imagine să fie colorate, să fie irizate. Iar imaginea să apară neclară din cauza asta. Puteți vedea două exemple de fotografii care prezintă aberații cromatice foarte puternice. Aberația cromatică poate să fie longitudinală, care apare din cauza fenomenului de dispersie, sau transversală, care este o combinație a dispersiei cu aberația de planeitate. Dacă avem o aberație cromatică transversală, atunci centrul imaginii nu prezintă aberație, dar aberația devine cu atât mai vizibilă cu cât ne apropiem de marginile imaginii. Interesant este faptul că aberația cromatică afectează și fotografiile alb-negru, făcându-le neclare. De aceea, uneori, pentru a obține o fotografie alb-negru de calitate, se folosesc filtre de bandă îngustă, adică filtre care lasă să treacă o singură lungime de undă, lasă să treacă o singură culoare. Aberația cromatică se poate elimina dacă în locul lentilelor folosim oglinzi sferice. Asta a făcut de pildă Newton când a construit telescopul care îi poartă numele. Dar nu în toate aplicațiile este posibil să înlocuim lentilele cu oglinzi. Și în aceste cazuri, aberația cromatică poate fi eliminată practic total dacă asociem mai multe lentile. De pildă, vedeți în acest desen o asociere de două lentile, una convergentă, una divergentă,
și care sunt făcute din materiale diferite, din sticle diferite. De obicei se folosește una din sticlă Crown și una din sticlă Flint. Obiectivele fotografice de calitate sunt asocieri de mai multe lentile și în acest fel sunt practic eliminate atât aberațiile geometrice cât și aberațiile de cromaticitate. Să notăm! După cum ați văzut, foarte multe aberații apar atunci când folosim fie fascicule largi, adică fascicule care conțin raze care sunt departe de axa optică principală, fie atunci când folosim fascicule care fac unghiuri mari cu axa optică principală. Dacă nu avem astfel de fascicule, atunci avem șanse bune să eliminăm aproape complet toate tipurile de aberații. Și spunem în acest caz că suntem în aproximația lui Gauss. Deci aproximația lui Gauss înseamnă că folosim doar fascicule înguste și care fac doar unghiuri mici cu axa optică principală. Aceasta este una dintre condițiile care trebuie îndeplinite pentru a nu avea aberații. Dacă vrem să folosim și fascicule mai largi și fascicule care fac unghiuri mai mari cu axa optică principală, atunci trebuie să folosim tot felul de metode pentru a îndepărta, a elimina aberațiile care apar. În ultimul curs teoretic de optică geometrică, al 10-lea, voi vorbi despre aparatele optice. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!